Zilei proiectului și o să vedeți că toate se leagă între ele. Scăderea gradului de risc, de sărăcie și excluziune socială și creșterea calității vieții pentru acest pentru minim 162 de persoane de la dumneavoastră din comunitate. Dezvoltarea acestor servicii sociale prin ridicarea nivelului de specializare a resursei umane care va fi implicată în derularea activităților, atât la centrul de zi, cât și a unității de îngrijire la domiciliu, cât și a clinicii sociale. Și aici avem 9 specialiști care vor fi formați prin cursuri de calificare, special ca mediator social, care vor continua activitatea în comuna dumneavoastră, inclusiv după finalizarea proiectului. Prelungirea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice prin îmbunătățirea abilităților, a capacităților și a independenței acestora, prin furnizarea de oportunități de învățare pe teme cum ar fi tehnologia informației și comunicație sau gestionarea propriilor venituri. Și aici vreau să vă dau un exemplu. Avem un proiect de implementare în comuna Fumușica din județul Botoșani. Nu știu câți dintre voi ați reușit să ajungeți în acea zonă. Este o comunitate, am avut acolo primele activități. Foarte multă lume era în sală și se uitau la noi ca și cum le explicam, nu știu, discutam de lucruri science fiction, ca să zic așa, pentru mulți dintre ei. Pot să vă spun că astăzi, după 2 ani de zile de implementare, avem persoane peste 65 de ani care au participat la activități și care se vede vizibil o evoluție, atât cât discutăm de tehnologie informației și comunicațiilor, pentru că trebuie să învățăm cu toții să folosim aceste noi tehnologii. Fie că și-au înființat o afacere cu finanțare de 25.000 de euro, fie că au participat la analize medicale, fie că au participat la alte activități sociale, se vede o evoluție după 2 ani de zile și mulți astăzi ne mulțumesc pentru că am fost acolo să implementăm acel proiect. Sunt convins că și la dumneavoastră va fi fix același rezultat, pentru că și proiectul acesta este tot implementat pe 3 ani de zile. Și o să vedeți rezultatele în momentul în care veți începe să lucrați în cadrul activităților. Obținerea unui grad mai ridicat de independența populației vârstnice prin organizarea 12 serii de educație non-formală, referindu-se la noțiuni de bază în îngrijirea la domiciliu, nutriție și alimentație sănătoasă, instruire în tehnologie informației, noțiuni pentru bună gestionare a propriilor venituri, pentru un număr total de minim 120 de persoane în vârstă. Împuternicirea populației vârstnice prin asigurarea participării directe în definirea priorităților relevante pentru aceștia, prin realizarea unui organism consultativ de tip Consiliul Seniorilor, care va acționa la nivelul Comunii Părtiniști și care va stabili priorități și va identifica soluții în rezolvarea problemelor importante ale locuitorilor din comunitate. Și aici sunt convins că domnul primar își dorește să aibă alături cât mai mulți cetățeni ca ai comunii implicați în aceste probleme. Va identifica, acest Consiliu al Seniorilor va identifica soluții și va face propuneri pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare comunitară, va identifica și promova eventuale inițiative care să fie cuprinse chiar în acte normative, hotărâri de Consiliul Local, și va monitoriza maniera în care sunt implementate soluțiile identificate. Un alt obiectiv este favorizarea inserției pe piața muncii a persoanelor vârstnice, prin crearea unui parteneriat public-privat care va reprezenta baza inițierii unor instrumente de testare a măsurilor de ocupare și integrare pe piața muncii. Un alt obiectiv este promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice la activități sociale prin promovarea voluntariatului. Și aici discutăm despre realizarea unei rețele de minim 30 de voluntari care se vor implica în activități precum supravegherea persoanelor singure sau după caz care se află într-o stare precară de sănătate, vor face viste la domiciliu, vor face campanii de plantare de arbori, pomi și alte activități care țin de gospodărirea comunală, se vor implica în organizarea unor activități culturale-artistice, activități cu și pentru elevi, implicarea în activități de organizare, evenimente, târguri, vor fi organizate și 3 evenimente de recreere cu câte 30 de participanți pe eveniment și anume vizite la anumite obiective istorice, culturale sau religioase. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la nevoile persoanelor vârstnice și respectiv la beneficiile îmbătrânirii active. Ceea ce vă spuneam, acest concept, deși în România este foarte puțin cunoscut, în țările Uniunii Europene este un concept foarte bine dezvoltat și dacă vedeți, sau dacă ați fost, nu știu, dau un exemplu la mănăstirile din Bucovina.
pe timpul vremii. Sunt foarte multe autocare cu persoane în vârstă, de exemplu din Germania, din Austria, din Franța, din Italia, care vin și care participă la aceste pelerinaje, să le zicem așa mai cunoscut ca termen. De ce? Pentru că ei fac parte din niște programe de îmbătrânire activă în care au tot felul de activități incluse în acele programe. Și o să vedeți beneficiile și din asta. Se vor organiza 6 evenimente, 2 în fiecare an, invitați de rândul grupului țintă, dar și din partea autorităților publice locale, a ONG-ului și altor entități relevante care vor discuta și promova acest concept de îmbătrânire activă. Discutăm de grupul țintă. Să vă explic ce înseamnă grupul țintă al proiectului. Este, acest termen este definit prin proiectele de fonduri europene și sună oarecum ciudat. Grupul țintă sunteți chiar dumneavoastră. Oamenii simpli care au pe nimeni sau au cineva care e plecat departe și stă singur în casă, are un venit foarte mic, nu are cum să se descurce. Dumneavoastră sunteți acel grup țintă. Grupul țintă sunt 162 de persoane din comuna noastră care vă zonează, vom face și excursii. În primul rând, o să ajungem acolo la clădire și să vedeți acolo, să veniți. O să fie și un medic, și un medic chineto care se ocupe de șarele dumneavoastră, de picioarele dumneavoastră, de bătrânite. O să fie și o să discutați și cu doamna ortopsiolog. Și o să vedeți că chiar dacă sunteți singuri în căsuța dumneavoastră, puteți vedea și altfel viața decât să așteptați ceea ce știm cu toții, așteptăm că suntem singuri și bătrâni. De aia spun. O să vedeți, eu să mai începem cu domnul Părintele, vă rog, fiindcă tot avem distanțarea socială, dați masca, poate să aude mai bine în spate, acolo. Că respectăm acele normative și nu cred. Ca și principale activități, foarte pe scurt, aș vrea să vă spun că o primă activitate implementare a lui, practic acest proiect, cum spuneam la început, este o continuare a proiectului de construcții și de modernizare a unor obiective de la dumneavoastră de aici în comună, cum ar fi centrul de zi, cum ar fi cantina socială și cum ar fi o infrastructură pentru partea de transport a dumneavoastră de la domiciliu la de aceste obiective, la centru de zi și la cantină. Pe scurt, acestea au fost mici informații pe care dumneavoastră bănuiesc acum le-ați înțeles poate unii mai puțin sau poate pe unii v-am făcut curioși. Ideea este că începând de astăzi veți fi contactați de experții noștri, mulți dintre ei de aici, din comunitatea dumneavoastră, care vă vor explica mai pe larg aceste activități care se vor derula la nivelul comunității. Ceea ce ne dorim cu toții este o implicare activă a dumneavoastră, o deschidere pentru aceste activități și dacă trăim cu sentimentul de că, pe care oricum îl spuneam și oricum există în rândul bătrânilor, că nu vrea cineva să ne ia de acasă bunicii mei, Dumnezeu să ierte, la 80 și ceva de ani, îmi spuneau că ei vor să rămână acasă, ei vor să stea acolo, încercam să-i luăm la noi acasă, la părinții mei și așa mai departe și am înțeles foarte bine această nevoie a lor. Ideea este că, practic, dumneavoastră veți avea grijă de locuințe, dar în același timp veți avea niște activități care să vă ajute să îmbunătățiți calitatea timpului pe care îl petreceți în fiecare zi. Mulțumesc că am atât. Știu că am fost foarte tehnic, dar n-am ce să fac. Eu am ales eu imaginea cu mănăstirea, pentru că știți că este un interesant nostru și dorește numai bine. Și completa în cadrul proiectului, ați auzit de acele dușuri și acele mașini de spălat. Să știți că de-aia am venit ca idee acolo, pentru că mare parte din dumneavoastră nu au nici apă curentă în casă și nici au posibilitatea de o baie așa cum ar trebui, a făcut-o normal. Și am venit la o completare. Deci cine, în momentul când dăm drumul, zic eu, undeva la 1 noiembrie, intrăm în plen. Până să... O să vedeți, clădirea este foarte bine făcută. O să intrăm și cu acele mașini, se aducă. Între timp am terminat și licitațiile toate și cu dotările medicale. Și o să vină cine o să dorească.
o să vină cu hainele și le spală acolo, o să are posibilitatea să-și facă un duș, să meargă acasă și cu hainele curate și băit, pentru că eu, de copil, când vedeam bunicii mei săraci cum se spălau și cum spălau, am gândit că lucrul ăsta și de-aia vorbesc cu Stelian care aici, am spus ca să vei acolo folosi enorm un strop de speranță în viața bunicilor noștri. Cam asta este. Că, rog dintre cei de față, dacă vor să spună câteva cuvinte și să ne putem depăsa până acolo la clădire și o să vedeți și dumneavoastră. Bă, doctor, vă cunoașteți mai bine, cunoașteți comunitatea bine. Așa e. Ce pot să spun? Eu mă bucur că în sfârșit ați reușit să accesați acest proiect, pentru că știu că ați avut această preocupare de foarte mult timp. Am văzut echipa care e prinsă în cadrul proiectului. Eu zic că sunt oameni care efectiv pot să lucreze în ajutorul persoanelor din puținul. Și ăsta este scopul nostru, de fapt. Dincolo de a aduce puțin mai bine în viața oamenilor, să creăm posibilitatea de comunicare, să putem să-i ajutăm pe oameni în legătură cu problemele de sănătate pe care le au. De foarte multe ori, mă uitam prin sală, am văzut și pacienți de e-mail. Dar sunt persoane care nu pot să vină la un cabinet medical. Și atunci, faptul că există posibilitatea să vă deplasați un mijloc de transport pus la dispoziție într-un loc unde puteți beneficia de o consultație medicală, de o consiliere psihologică, de o activitate medicală de recuperare, ba mai mult. Cred că cel mai important lucru este că acest proiect oferă posibilitatea să vă întâlniți dumneavoastră, între dumneavoastră, să vă povestiți de bucurii, să vă povestiți de nevoi și în același timp de ce nu să întăriți legăturile care au existat și care ar trebui să existe în rândul unei comunități. Eu sunt convins că cu echipa pe care domnul primar a reușit să o prindă în cadrul proiectului și așa cum știu eu oamenii că sunt muncitori, cei din grupul țintă vor fi foarte mulțumiți de activitatea desfășurată în cadrul proiectului și sunt convins, domnul primar, că așa cum vă știu eu, un om răzbătător, nu vă veți opri aici. Veți face alte lucruri care se continue acest proiect demarat astăzi, aici. Mulțumesc, doctor, dar vreau să vă spun că asta trebuia început, chiar cu începutul. Ideea acestui proiect vine de undeva de departe. Din 2007, închipuiți-vă de 14 ani, care au fost etape, au fost și eșecuri, dar până la urmă am ajuns la final. În prima fază am preluat clădirea de acolo, în 2007 am preluat-o, prin transfer exact, pe hotărârea de guvern pe care m-ați ajutat atunci să facem transferul, în 2007, scrie înființare Centrul Medico-Social pentru Codiniști. În 2008 am făcut acel proiect, l-am înscris, l-am depus la guvern în 2009 atunci. A urmat opțiunea de cenzură, a căzut guvern, am făcut proiect. Deci, când spune cineva că domnule, mi-a mințit atâția ani, credeți-mă că știu ce spun și am și documente. Deci, lucrurile au mers în continuare. În momentul când a apărut posibilitatea ca acest proiect să-l ducem pe fonduri europene, atunci am văzut lumința de la capul meu. Deci am văzut că va avea o finalitate. Pentru că aici, indiferent,
nu vreau să fac politică, dar indiferent cine este la conducerea acestei țări, noi trebuie mai departe. Deci, pe fonduri europene, cum am ținut, amenajarea acelei clădiri și funcționarea acestui centru cu salarii, cu tot ce este acolo, sunt pe fonduri europene și, deci, indiferent cine este la conducerea acestei țări, nu ne poate opri. De-aia, povestea care a început în 2007 se vede cât de cât aproape finalul. Și sper eu că undeva înaintea Crăciunului să putem să amenajăm, adică să ne vedem acolo în toate condițiile care sunt acolo. Cu băi, cu dușuri, cu mașini de spălat, cu spațiile alea de recreere, cu cabinetele medicale, cu tot ce este și împreună cu dumneavoastră. Să dea bunul Dumnezeu, să ne dea sănătate la toți, să trecem și ce nenorocere este acum în lumea întreagă și să rezistăm cu toții bolilor și să ne vedem acolo. Împreună. Eu vă mulțumesc de participare. Dacă mai vreți spuneți ceva, aș vrea să după aceea să ne pasăm, că nici parte din echipă nu știe cum arată cămile. Dacă îmi permiteți, aș vrea ca doamna Claudia Chirilă, care este și reprezentanta Direcției de Asistență Socială din Dorocoi și care implementează astfel de proiecte și chiar implementează activitatea de asistență socială, să ne spună, sau să vă spună, cum se derulează la Dorocoi această parte din îngrijire la domiciliu sau ce servicii sociale pentru persoanele vârstnice aveți dumneavoastră. Bună ziua, eu i-am spus Florin, nu vorbesc astăzi. Dar, ca de obicei, asta e regula de bază la el. Eu nu pot decât să vă felicit, domnul primar, că ați avut curaj să faci un asemenea proiect. Și mă bucur că au început să se dezvolte servicii sociale și la comune. Este un proiect greu, eu nu vă păcălesc. Serviciile sociale, în general, sunt greu de dus, dar cu voință și cu, cu dorința care o manifestați, o să le duceți la final. Noi am avut mai multe proiecte pe îngrijire la domiciliu persoane vârstnice și de obicei când se terminau, întrebau când mai accesăm altele. Cam așa va fi și la dumneavoastră, o să vedeți. O să fie din bine în mai bine. Într-adevăr, trendul este și așa se dorește ca bunicii să rămână acasă în casele lor și noi să îi sprijinim să-și desfășoare activitățile de zi cu zi. Așa că nu pot să vă urez decât succes și să beneficiați de tot ce se poate în proiect. Pentru că vor fi activități frumoase. Mulțumesc! Trebuie să închidem activitatea, dar nu în ultimul rând este datoria mea să vă spun că orice activitate care se va desfășura începând de astăzi în cadrul proiectului va trebui să aibă câteva documente obligatorii întocmite. Adică, avem niște tabele de prezență, dumneavoastră, da. Pentru că sunteți aici. Doamna Mirela și Stelian, te rog, hai ajută-ne. Aș avea rugămintea să semnați aceste tabele de prezență și să vă și obișnuiți cu ele. A luptat pentru a obține aceste fonduri care se obțin foarte greu. Pentru bucuria dumnealui de a avea grijă de oamenii de vârsta a treia din acest sat. Și o să vă fac o autodetăluire. Și eu am crescut la sat, am fost crescută de bunicii mei. Pentru care nu mai sunt, din păcate, acum, Dumnezeu să-i odihnească. Și simt eu așa că am o datorie morală ca să fiu de folos în continuare persoanelor care poate nu mai au pe nimeni sau poate au copii, rude, frați, în străinătate, care nu au avut o vorbă bună, care nu primesc un sfat. Și vă promit că o să fiu alături de dumneavoastră oricând o să mă solicitați. Și aștept cu mare drag să începem. Și chiar cu nerăbdare să începem. Efectiv, să ne vedem unii cu alții, să comunicăm.
De asemenea, sunt convinsă că voi învăța foarte multe lucruri de la dumneavoastră. Da, o să... Mințe, măi! Dacă, ca o rugăminte, aș vrea, între timp cât circulă și completați acele tabele, să vă prezint și restul de echipă. Anca Ceică, ea va fi asistentul social, va trece la dreapta și va face, va completa acele anchete sociale. Doamna Tomacu Florentina, o cunoașteți, e socialul Benoni Tomacu, e asistent medical. Și va trece la fiecare dată. Doamna Ionela Sădulescu, ea este la femeie de serviciu acolo, îngrijitor la domiciliu, nu avem nimeni aici. Da. Oana Hrețcu, e de la Horodește, o știți toată lumea, după nume, cred că nu știți că e Oana, dar Oana Olavă de acasă. Și mai sunt doamna Verona Olară, tot pe la centru de acolo. Mai face parte doamna Liliana Vornicescu și sunt oameni care știu și știu ce vreau și care au trecut în greutăți, care au avut de-a face cu bătrânul, cu probleme și atunci clar că vor ști cum să acționeze și cu dumneavoastră. Pe Victor Tomacu, știți, el va fi șoferul dumneavoastră, când o să vină la dumneavoastră, să nu vă speriați că de ce se va ia de acasă. Activitatea propriu-zis a început, pentru că la ora actuală noi selectăm persoanele din grupul țintă. Ce înseamnă selectăm? Înseamnă anchetele sociale care se întocmesc pentru persoanele care vor fi în grupul țintă. Proiectele au o valoare cumulată de 1,5 milioane de euro. Clădirea sperăm noi că va fi dată în folosință la termenul pe care este prevăzut în contract. Și aici spun 20 octombrie, anul acesta. Iar restul activităților o să le desfășurăm așa cum putem ca să proiectul să intre în linie dreaptă. De ce servicii medicale și sociale vor beneficia? Am înțeles că peste 100 de persoane, nu? Da, în jur de 162 de persoane sunt ca număr în grupul țintă. Vor beneficia de îngrijiri la domiciliu, dacă ați văzut și în prima parte, acolo la promovarea proiectului, la deschidere, vor fi instruiți cum să se îngrijească. E un ghid care vor veni formatorii și vor instrui pe cei care vor merge la bătrâni acasă. Aici, la centru, vor beneficia de serviciile medicale care vor fi necesare de către un medic geriatru care are experiență în acest domeniu, de un kinetoterapeut, la fel care știe ce are de făcut, și un doctor psiholog. Pe ce perioadă se va derula proiectul? Proiectul este pe o perioadă de 30 de luni, începând cu 1 septembrie. Fonduri europene? Fonduri europene, total fonduri europene.